prezent, siguranța pacientului este considerată aproape ca o disciplină distinctă în cadrul sectorului de sănătate, care încearcă să reducă apariția și impactul evenimentelor adverse și să maximizeze recuperarea după un asemenea incident. Un cadru sigur de furnizare a serviciilor de sănătate are în vedere patru domenii în care trebuie luate măsuri legate de siguranța pacientului. Personalul care lucrează în sectorul de furnizare de servicii de sănătate, consumatorii de servicii de sănătate, Infrastructura sistemelor de intervenții terapeutice și îmbunătățirea continuă a metodelor de feedback. O primă modalitate prin care profesioniștii din domeniul sănătății pot preveni evenimentele adverse este de a identifica: Zonele predispuse la erori, zonele de risc. Intervenția proactivă prin diverse sisteme de minimizare a apariției erorilor poate preveni evenimentele nedorite. Fiecare profesionist poate menține un mediu de lucru sigur din punct de vedere clinic, reacționând adecvat la apariția unor situații de acest gen. Printre cele mai importante teme, legate de siguranța pacientului sunt cele legate de parteneriatul medic-pacient, prevenirea și controlul infecțiilor, siguranța medicației și a procedurilor administrate, recunoașterea și răspunsul rapid la apariția unor incidente și accidente în unitatea medicală. Erorile pot fi administrative, de diagnostic, de medicație sau legate de transmiterea unor infecții. În clinicile Afidea România, ca de altfel în tot grupul Afidea, siguranța pacientului este un obiectiv primordial datorită programelor implementate și a focusului în domeniul siguranței pacienților, Afidea a devenit cel mai premiat furnizor de diagnostic imagistic la nivel european de către Societatea Europeană de Radiologie. Peste 90% din centrele acreditate de Eurosafe Wall of Stars aparțin grupului Afidea.